companii. În timp ce Germania a montat aproape 14.000 MW în parcuri eoliene în ultimii 5 ani de zile, mai mult decât toată capacitatea funcțională a sistemului energetic local, iar Polonia a reușit să ridice peste 560 MW noi, România a bătut pasul pe loc ca ro-negru cărți de joc. Înghețul total al investițiilor din domeniul energiei verzi este încă un motiv pentru care azi România aprinde becurile cu energie importată de la vecini. Datele publicate de Wind Europe, cea mai mare organizație de reprezentare a intereselor industriei eoline la nivelul UE, arată că România a terminat anul trecut cu un parc de proiecte eoliene de 3.029 MW, fără a monta un singur MW nou în turbine eoliene. România se alătură astfel unui club de state lipsite de investiții în zona de energie eoliană, dar și de potențial. În același timp, Polonia a terminat anul 2021 cu 660 MW noi în proiecte eoliene, în timp ce Suedia a finalizat anul trecut peste 2100 MW, un record la nivelul Uniunii Europene. Dar înghețul de anul trecut nu este o noutate. În ultimii 5 ani, perioada 2016-2021, România a reușit performanța de a monta un singur MW în parcuri eoliene, după cum arată datele Wind Europe, adică nimic. În acești 5 ani însă, toate piețele cu potențial eolian s-au mișcat. Germania a montat aproape 14.000 MW în acești 5 ani, Franța 7.000 MW, Polonia peste 560 MW. La nivelul anului 2012, România era văzută ca a 10-a țară din lume în funcție de potențialul eolian, din 2009 începând, ceea ce ulterior avea să devină un boom de dezvoltare. Ceea ce a stat la baza acestui succes răsunător a fost o schemă de sprijin pentru investitori extrem de generoasă. Ulterior, schema a iscat multiple controverse, astfel că în 2012 aceasta a fost modificată semnificativ, piața de energie verde intrând într-un blocaj total. La finalul celor 5 ani de creștere spectaculoasă, 2009-2014, România avea peste 3.000 MW montați în energie eoliană și 1.340 MW în proiecte de energie solară. Problema este că lipsa aceasta totală de investiții s-a suprapus cu scoaterea din funcțiune a unor capacități convenționale de producție de energie.